Stimați spectatori, în această seară avem uh, prezentă uh, în platoul TV Giurgiu o tânără giurgiuveancă care se numește Ana Maria Păun uh, și aș vrea chiar o scurtă prezentare să vă fac. Uh, a terminat uh, colegiul Ioan Maierescu în uh, 2010, bineînțeles l-a absolvit în 2010, Uh, n a stat prea mult pe gânduri, și a ajuns uh, tocmai în Marea Britanie, mai exact uh, în Anglia. Este studentă la Universitatea Westminster din Londra uh, și și-a ales profilul uh, care, tocmai dată zic eu, este la modă, este la zi, uh, relațiile publice. Uh, bună seara și bine ați venit la TV George. Bună seara, și bine v-am găsit? Mai întâi de toate, aș vrea să vă întreb dacă v-a fost greu să ne găsiți și cum ne-ați descoperit, fiindcă noi nu existăm decât de foarte puțină vreme. Printr-o cunoștință și printr-o întâmplare, dar am fost și eu norocoasă și dumneavoastră la fel, că ne-am găsit și cred că asta e cel mai important. Bineînțeles că și din partea noastră este o plăcere să discutăm cu... Un, o georgioveancă care la ora asta este uh, studentă tocmai la Londra. Uh, aș vrea să întreb acum la început, uh, cum ați ajuns în Anglia? Um... Niște prieteni de-ai mei în liceu se gândeau și ei să plece în afară pentru că evident sistemul se spune că este printre cele mai bune și că ai mai multe șanse de a-ți găsi un, un job bun și așa mai departe. Și m-am interesat și eu, am început să caut pe internet cum aș putea ajunge, cum aș putea aplica. Uh, și cu cât uh, aflam mai multe, cu atât uh, mă atrăgea și mai mult. Am zis totuși să-mi încerc norocul și să aplic, deși nu eram convinsă că o să, o să fiu admisă, pentru că suna ceva așa super extraordinar și mă gândeam că nu o să pot uh, ajunge acolo, din diverse motive. Evident, unul dintre ele ar fi distanța și faptul că plecam uh, departe de părinți pentru prima oară singură, dar um, am, am încercat și um, am, am reușit, deci chiar... Deci care sunt criteriile de a deveni, de a putea deveni student la o universitate din Anglie? Uh, ei nu au examen de admitere uh, și uh, au un sistem care se numește UCAS. Uh, am aplicat prin acel sistem care cere uh, o scrisoare de recomandare și una de intenție, un personal statement îl numesc ei, care, uh, prin care trebuie să spui... Uh, de ce vrei să aplici pentru acel domeniu, care sunt calitățile care le poți îmbunătăți, care le ai deja, ce proiecte ai participat și evident în scrisoarea de recomandare de la un profesor, de la cineva care ți-a observat dezvoltarea de-a lungul timpului și care poate pune un cuvânt bun pentru tine, practic. Așadar, cum s-ar spune la noi, mulți vor să ajungă să zicem, la o universitate de acest gen, dar puțin totuși reușesc. Uh, Aș vrea să întreb uh, ce a contat mai mult uh, sau ce v-a îndreptat uh, spre alegerea dumneavoastră. Sincer, să fiu din totdeauna, mi-am dorit să ajung în Anglia. Uh, am început să învăț engleză încă de când eram în grădiniță. Uh, și mi-a plăcut extraordinar de mult și m-am identificat oarecum cu, în, într-un oarecare ironic fel, uh, cu istoria lor, cu cultura lor, nu știu, mi-a plăcut dintotdeauna extraordinar de mult în comparație cu uh, alte limbi sau alte uh, culturi. Uh, și simțeam că asta, asta trebuie să fac, eu mă voi identifica acolo și se pare că am avut dreptate, m-am integrat foarte bine și... Uh, Presupun chiar că urmat și statul major visul. de la Giurgiu a fost de acord și da. uh, și-a dat aportul necesar da, da. pentru lansarea către uh, insulă. Da, și am avut uh, tot suportul și părinților mei și al profesorilor și al prietenilor uh, și țin legătura cu, chiar cu mai mulți profesori și de la Maiorescu. Uh, da, cam, cam asta. E distanță mare între Universitatea la care activați prezent și celelalte două care îmi vin în minte acum, Howard și Oxford? Um... Dist între Oxford și Westminster nu este o distanță foarte mare. Oxford e chiar destul de aproape de Londra. Se poate ajunge cu autocarul cam într-o oră, o oră jumate. Am fost și am vizitat și Oxford și, într-adevăr, este o clădire inspirantă, ca să o numesc așa. Uh, Mai istoria și uh, felul în care arată că este veche, uh, parcă aduce un alt fel de, uh, de vânt aduce un alt fel de vânt. Haideți să facem o mică comparație așa, fără să fie răutăcioși, între învățământul din România și învățământul din Anglia. Mă refer acum la acel universitar, ca să nu ne întindem. Da. Um... Din ce știu eu, o să încep mai întâi cu sistemul englez, că pe acesta l-am experimentat și anume că ei pun accent foarte mult pe un singur domeniu și nu aduc alte materii care poate că îți vor fi de folos în viitor, însă sunt foarte atenți să te uh, focalizezi pe un, pe un anume domeniu, o anume materie, doar din două, trei module, uh, lăsându-ți mult timp liber în care poți să uh, faci multe internship-uri și uh, să câștigi experiențe de muncă. Cam pe asta pun ei accent, să uh, te duci și să experimentezi singur, să afli, să... Uh, să faci singur ceea ce îți place. La început, ca orice început și ca orice loc nou, ce v-a șocat când ați ajuns în Londra? Toată lumea zicea că sunt foarte politicoși și drăguți, însă ce m-a șocat a fost că cineva pe care nu-l văzusem în viața mea, eu încercam să găsesc singură de la aeroport, să-mi găsesc drumul către campus și chiar a sunat la facultate pentru mine, pentru că mie mi se descărcase bateria. Și uh, m-a ajutat chiar și cu bagajele. Ăsta a fost chiar uh, în prima zi, a fost o zi aventuroasă, ca să zic așa. Uh, eram singură cu bagajele, chiar nu aveam niciun ajutor, însă acea persoană a fost foarte, foarte drăguță cu mine și a fost, asta a fost, cred că, cel mai șocant. Am uitat să întreb uh, unde suntem pe acest drum uh, al studenției în ce an? Anul 3. Anul 3, asta ultimul. însemnând ultimul an? Da. Deci, în vară. În mai o să fii voi termina, da. La Universității din Londra. La aceste relații publice, pe ce v-ați axat, domnișoara Ana Maria? Mi-au plăcut întotdeauna foarte mult campaniile, dar de vreun an de zile mi-am descoperit o nouă pasiune: și este și televiziunea. Avem o stație de televiziune în universitate. Iar eu m-am implicat destul de mult uh, acolo. Se numește Smoke TV, de la The Big Smoke, ca uh, uh, așa este Londra, poreclită, cu marele fum, cum este și New York, The Big Apple. Nu deranjează fumul? Uveanca, a noastră? Nu, nu. De fapt, este oarecum ironic, pentru că la ei nu poți fuma nicăieri înăuntru, nici măcar în stația de autobuz, care, practic, este doar pe jumătate acoperită. Și nu i-ați invitat pe prietenii care vi-ați format între timp să-i aduceți pe la români să vadă ce Am înseamnă. avut un prieten care a venit uh, cu două veri. A, a venit și prin Giurgiu <laughs> și da, a fost foarte surprins de felul în care uh, facem noi lucrurile de care și de câinii vagabonzi <laughs> și de da, de faptul că poate să fumeze oriunde înăuntru. Uh, noi suntem mai libertini ca să zic așa românii și veni. Deci în Londra nu ați găsit uh, câini. Nu, absolut niciunul. Decât cei de rasă care oricum sunt. Uh, cu Bun, stăcunilor. să revenim atunci la relațiile publice. La uh, televiziune. Da. Și la Smoke TV eu fac uh, script writing uh, pentru știri, pentru Smoke News, uh, ca să ținem toți studenții la curent cu ceea ce se întâmplă în cele patru campusuri ale universității. Dar avem și un show mai nou acum, care se numește The Big Debate, Marea Dezbatere, în care discutăm diverse teme uh, sociale, economice, uh, politice, uh, iar eu sunt producător acolo. Am strâns o echipă și încercăm să... Uh, facem dezbateri live împreună cu alți studenți și cu um, anumiți invitați din diverse cluburi și societăți care se ocupă cu astfel de probleme. Să înțeleg, deci, că TV-ul ar fi prima opțiune, nu în cariera dumneavoastră. Da, da, absolut. Înseamnă că va fi greu să vă luăm de la Londra. Cred că veți rămâne acolo, nu? Aveți <laughs> uh, intenții eu astea? Eu așa sper. Da? Um, cel puțin în următorii câțiva ani, ca să pot să câștig și mai multă experiență. Deja mi-am făcut prieteni acolo. Da. Și ar fi bine să în câțiva ani, după ce câștig mai multă experiență, aș vrea să mă întorc înapoi și să aduc ce am învățat acolo și aici, să aduc valoare și din cunoștințele mele. Deci ce v-am întrebat? Fiindcă mulți, și cred că nu greșesc, poate și dumneavoastră știți, pleacă și nu prea ar mai întoarcă. dori uh, să se reîntoarcă în țara lui sau a lor uh, și din motivele pe care le știm cu toții. Că în Anglia, la Londra, mai aveți colegii din România? Da, absolut. Uh, numai la Westminster sunt vreo 170 de, de, elevi, de studenți, poate și mai mulți. Uh, eu sunt apropiată de 3 sau patru dintre ei deocamdată, uh, însă sunt, sunt foarte mulți și nu numai la Universitatea noastră, dar și la celelalte universități. Am avut ocazia să cunosc uh, foarte mulți români prin diverse proiecte și activități pe care le-am făcut și cu Universitatea și în afara ei. Um, sunt și, și, și sunt toți în diverse domenii, chiar și modă sau um, design vestimentar, design interior. Um, da, românii aduc ceea ce pot și am văzut că treaba asta a început să facă diferența, au început și englezii să facă diferența între cercetorii care au adus o imagine destul de negativă și oamenii care chiar muncesc și își dau interesul. Deci un lucru bun. Da, un foarte lucru bun. Un lucru bun, fiindcă se fac diferențele astea și nu ne mai amestecă pe toți în aceeași oală cum știți că s-a făcut până acum în Europa. Cu ce v-a impresionat capitala Angliei de că sunteți acolo? Um, cel mai mult îmi place să mă plimb, nu știu, are o, gra o grandoare deosebită, uh, clădirile vechi, dar le și păstrează, într-un anume fel, foarte curat, foarte frumos amenajate și sunt foarte ordonați. Ei fac cozi până și când se urcă în autobuz, nu se împing, nu se sunt, toți foarte politicoși, foarte drăguți, toți cu ceilalți și uh, unul dintre factori, cred că este și lu faptul că sunt foarte multe naționalități acolo și au trebuit să învețe să, să trăiască unii cu ceilalți cu religii diferite, cu um, background-uri diferite, fiecare provine din, dintr-o țară și dintr-o cultură diferită. Ați avut unele prejudecăți când ați plecat în Anglia, mă refer acum să facem o scurtă comparație așa cu ce ați găsit acolo din punct de vedere al învățământului universitar, să zic. Um, Prejudecăți bune, să zic așa, mă așteptam să fie un sistem bun pentru că se știe că este unul dintre cele mai bune sisteme și majoritatea universităților din Anglia sunt în, în top 10 pe, în lume. Uh, dar mari surprize surprize în privința asta, nu, nu am avut. M-au surprins în mod plăcut și viața socială și faptul cum încearcă să-i facă pe studenți, să se implice și în diverse activități extrașcolare, eu fac parte și din societatea de salsa, spre exemplu, sunt alții care fac diverse sporturi, sunt fac fotbal sau majorete sau și sporturi de iarnă. Londra îți și oferă diverse activități în care te poți implica, practic e o întreagă lume acolo, chiar dacă nu este iarnă, au patinoare și clădiri speciale cu, cu zăpadă falsă în care poți să faci snowboarding și tot felul, ski. Ați amintit și de sporturi, de sport în general cred că ați făcut măcar o vizită, nu, la Wembley? Da, da. Da, în cameră, uh, vă rog. <laughs> da, am, am făcut într-adevăr o vizită, am făcut o vizită și la, și la cluburile de uh, fotbal, uh, unul din la, la, cel, la Chelsea și Tottenham de asemenea, uh, la cel din Chelsea am uh, am avut balul de la, de la Westminster în care am organizat era sfârșit de an și uh, noi atunci am primit și un premiu pentru, pentru Smoke News uh, și cu ocazia asta am apucat să văd chiar câteva dintre marile, marile stadioane ale Angliei. Adică ați avut ce să vedeți, nu? Da, da, am făcut și poze. Că nu mai întreb dacă ați fost și la frumeci, cum s-ar spune în direct. Să știți că deocamdată nu să, 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 uh, Îmi pare foarte rău Dar încă nu am avut ocazia la meci uh, Intenționez să merg anul ăsta Probabil cu tata Că el este mare uh, uh, fan da, Microbist uh, Și o ține și cu O echipă din Londra Că sunt destule Posibil, asta nu știu Dar uh, da, oricum își dorește mult Și voi merge cu el uh, Cum este percepută România În mediul universitar engleză, în special um, la Londra, unde sunteți dumneavoastră. Este percepută bine. La mine, în universitate, chiar unele, unul dintre tutorii mei, dintre profesorii mei de la relații publice, a fost în România de mai multe ori. Mi se pare că a trecut chiar prin Giurgiu, îmi spunea la un moment dat. Și asta și pentru că sunt foarte mulți români care tot vin în, în Londra, au început să vină din ce în ce mai mult. Sunt, este un număr uh, crescând și au adus și multe informații despre România. Cel puțin acum nu mai pun întrebările pe care eram obișnuiți dacă este foarte frig, dacă face parte din Rusia. Au început să învețe mai multe despre România și despre București. Presupun că și cu ajutorul dumneavoastră, nu, al celor din România. Și eu am încercat să aduc o imagine speță cât mai bună. Și cea Maria, nu? Eu așa cred și sper. Că am avut și eu ceva de contribuit la asta. Fiindcă am avut mari dificultăți, nu să ne impunem și noi o imagine corectă, adevărată, în străinătate, cu toate că vorbaia nu au contribuit prea mulți, dar a fost de ajuns să, să o strice, cum s-ar spune. Da, așa. Așadar, la ora actuală, mă bucur să aud că, din punct de vedere al imaginii, România se vede bine din Anglie. Este mai îmbunătățită decât acum câțiva ani, da. Uh, cum decurge o zi a Nei Maria de dimineață până seara? Uh, de obicei începe cu uh, câteva ore la facultate. Uh, ei nu au, nu au foarte multe ore nici pe săptămână. Cum ziceam mai devreme că îți lasă destul de mult timp ca să te implici în foarte multe activități pentru că pun accent pe asta. Uh, să zicem, până la 12.1 la facultate, după aceea bibliotecă, o întâlnire cu grupul de la Smoke TV, pentru că trebuie să avem întâlniri cât mai dese, câteodată avem și în fiecare zi, ca să stabilim uh, planul de bătaie și pentru știri și pentru marea o uh, Câteodată uh, seara salsa, cum ziceam mai devreme, că fac parte din societate și mă ocup și de organizarea ei și trebuie să organizăm evenimente și așa mai departe. Când este timp, mă implic și în promovarea universității. Sunt un student ambassador, ca să zic așa, care este un mic job pe care, pe care l-am început acum 2 ani, când am început universitatea, când am venit la facultate. Apropo de profesori... Da. Uh, făcând o comparație așa cu ce știți din România, cum sunt profesorii englezi de la o universitate? Sunt uh, foarte ajutători, ca să zic așa, foarte săritori. Uh, și nu numai în materie de uh, ceea ce înveți. Dacă ai vreo problemă cu vreun S.E.U. sau cu vreo vreun subiect anume, dar și uh, te sprijină chiar și moral dacă li se pare că ești mai deprimat sau că uh, ai nevoie de o încurajare uh, și, te, și au și departamente speciale pentru tot felul de nevoi pe care studentul le poate avea de la sănătate, la... Uh, Chiar și religie au anumite capele pentru diverse persoane care vor să se roage, și așa mai departe. și Deci, toată lumea este foarte bine conectată cu, cu ceilalți între ei, interconectați intercon, tot timpul ca să poată să-ți facă viața mai ușoară. Să înțeleg că nu putem să ne axăm și pe o alt, altfel de discuție, adică nu sunt și profesor Rei profesori duri care să îi impună teamă așa când au ore. Eu nu am întâlnit asta până acum. Evident că toți sunt stricți pentru că așteaptă tot ce e mai bun de la tine și uh, nu poți să iei o notă mare cu ușurință, însă nu teamă. Nu, asta nu am experimentat în Anglia până acum. Deci nu există așa ceva. Nu. Uh, ați fost de sărbători în România. Da, da. Am venit de Crăciun să-mi văd părinții, familia, prietenii. Asta una. Și a doua, aș vrea să vă întreb, e o diferență între sărbătorile noastre de sfârșit de an, de Crăciun și cele din Anglia? Ați prins și una și alta și în România și în Anglia? Um... Diferența ar fi că ei nu au tradițiile noastre, ei nu prea au tradiții de fapt. Ei au luat tradițiile de la tot felul de culturi și naționalități care s-au perindat prin Și în general țara ei lor. au fost inspirați, au avut treabă. Da, da, din totdeauna au luat de la ceilalți, uh, chiar de și pregătări. mâncarea. Chiar și mâncarea și au amestecat-o cu cea indiană și asiatică. Le plac englezilor foarte mult aceste mâncăruri uh, și le-au adaptat la la uh, cultura lor. Dar, nu, tradiții ca ale noastre, eu nu am, am întâlnit. Am încercat să le aduc acolo. Am organizat o seară românească anul trecut, de 1 decembrie și am încercat să invit cât mai mulți străini de diverse naționalități ca să experimenteze sarmalele românești și pomăliga și muzică românească. Deci, tot ale noastre sunt mai frumoase. Evident, absolut, întotdeauna. Uh, sunteți anul 3, deci ultimul an. Uh, încotro vreți să vă îndreptați, chiar dacă m-am repetat. Uh, după ce termin, uh, asta intenționez să fac, să aplic pentru un job acolo, să câștig cât mai multă experiență. Uh, cum am zis, mi-am făcut contacte și prieteni. Uh, Câțiva ani să rămân în Londra, și apoi să vedem ce uh, oportunități mai apar. Uh, vreau la un moment dat să mă întorc și în România, dar nu știu asta. Când, când va fi? Când se va întâmpla. Deci, rămâne de văzut. De văzut, da. După ce veți căuta să uh, vă găsiți un job în uh, Anglia, nu? Da. Este o țară, acum spre finalul discuției, vă întreb: este o țară atrăgătoare, da? E o țară care da. oferă. Poate mult mai mult nu decât în România, și mă refer chiar și la uh, partea practică, material. Uh, da, din punct de vedere material, da, uh, sigur, oferă mai mult, și chiar și cu Universitatea ei te sprijină în a-ți găsi un job și îți dau relațiile potrivite. Sunt tot felul de oameni din industrie care contactează tot timpul profesorii și uh, dau mail-uri la Universitate, caută persoane pentru internshipuri, pentru joburi și așa cunoști tot felul de oameni din industrie și nu numai îți faci și îți faci niște, niște, contacte și poți să îți iei un job bun. Încă suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, nu s-au terminat. Aș vrea să profitați de faptul că sunteți la noi în platoul TV Giurgiu și să vă adresați georgiuvenilor dumneavoastră pe care nu i-ați văzut de când? Uh, unii de un an, de doi, depinde. Alții i-am văzut săptămâna trecută, cum, cum s-a întâmplat. Așa, deci să le adresați tuturor uh, câteva cuvinte acum la începutul noului an, de la o studentă din Londra. Um, dacă chiar vreți să reușiți eu cred că fiecare poate să-și îndeplinească visul, um, eu îl trăiesc pe al meu, ceea ce nu credeam că o să fie posibil sau cel puțin nu atât de repede și viața poate să fie foarte neașteptată, deci um, riscați și faceți ce, ce vă place că o să, o să vă aducă multe rezultate bune, sunt convinsă de asta Mă leg și eu de un cuvânt al dumneavoastră plăcut v-a plăcut la noi? Da, absolut, sigur Mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc și eu. Mi-a părut bine.